Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Se încing spiritele odată cu apropierea zilei în care suntem chemați la urne pentru alegerea președintelui. Unii susținători ai competitorilor înscriși în cursa electorală sau chiar membri ai echipelor de campanie devin pătimași, astfel că distrug materialele de propagandă. Drept urmare, în timp ce unii lipesc afișele, alții le dezlipesc. Practica nu este o noutate și asta chiar dacă legea sancționează cu amendă comportamentul neloial prin vandalizarea materialelor electorale. La Șercaia, campania electorală pentru alegerile prezidențiale se bate pe afișe. Pe câteva, pentru că multe nu mai sunt la locul lor, acolo unde au fost lipite de susținătorii candidaților. Primarul din Șercaia, Cristinel Paltin, care susține candidatul Alianței Creștini Liberale, spune că afișele de campanie ale Alianței sunt smulse și aruncate la gunoi. Aș ruga pe cei care fac afișaje să lase afișele, pentru că nu am pus pe nimeni niciodată să rupă un afiș sau un banner. Deci nu voi rupe și aștept din partea celorlalți, a adversarilor politici să-i numesc, până la urmă sunt tot consătenii mei, să lase acolo afișele așa cum le las eu pe ale dumnealor, să le lase la locul lor. Campania se desfășoară fără nicio problemă, deci chiar nu avem nimica și nu știu dacă cineva are de câștigat în chestia aceasta. Edilul susține că în sate e liniște. Oamenii își văd de treburile de toamnă din gospodării, activități care le ocupă tot timpul. Mai e puțin până în 2 noiembrie și până atunci primarul, cu emoție în glas, își exprimă dezamăgirea. Vorbește mai puțin de alegeri și mai mult de România ultimilor 20 de ani. Noi suntem vânzători de țară de 20 de ani, este cu totul altceva. Deci, practic, la nivel de comuna Șercaia este o discuție lungă. Încerc să găsesc oamenilor locuri de muncă, să aibă unde munci, să ne putem desfășura activitatea de zi cu zi într-un mediu cât mai plăcut. Aceasta este problema. Dacă mă întrebați la nivel de țară, de 20 de ani suntem vânzători de țară, nimic altceva. Vreți să dezvoltăm subiectul? Cu multă plăcere într-o emisiune. Revenind la campania electorală, aflăm de la polițiști că Șercaia nu este singura localitate unde se rup afișe electorale. Și la Făgăraș, dar și în Victoria sau în satele din zonă, susținătorii competitorilor politici se plâng că au rămas în picioare doar afișele și meșele ce sunt amplasate deasupra drumurilor intens circulate sau pe clădiri la o înălțime ce nu permite indivizilor certați cu legea să vandalizeze materialele de propagandă electorală. În schimb, posterele lipite pe stâlpi sau în locurile speciale de afișaj sunt smulse și rupte. Clopote și boluri tibetane, instrumente cu corzi și sintetizatoare electronice, toate s-au auzit aseară la un curs practic de terapie prin muzică. Demonstrațiile pe viu le-a susținut un făgărășan pasionat de tratamentele și vindecarea prin metode naturale, la baza cărora stă armonia și vibrația sunetelor. De altfel, muzicianul este și creatorul primului curs de muzicoterapie bazat pe fenomenul de rezonanță. Incursiune spirituală inedită în lumea magică a sunetelor. De asta au avut parte cei prezenți ieri la cursul de muzicoterapie ce s-a desfășurat la Fundația Culturală Negru Vodă din Făgăraș. Muzicianul Dorin Achim a dezvolit celor prezenți tainele efectelor muzicii spirituale, modul în care ea acționează și efectele pe care le generează. Participanții au asistat la demonstrații inedite. Au fost prezentate teoretic și practic metode naturale fără efecte secundare de tratament și vindecare spirituală, unul dintre acestea vocaloterapia. Cu ajutorul unor boluri tibetane, Dorin Achim a prezentat o tehnică de reechilibrare și armonizare energetică a ființei pe diferite niveluri. A fost o experiență minunată. În momentul în care am fost jos, am simțit că mi se reechilibrează energiile și automat
instant te simți altfel, mai bine, parcă ești un alt om. Cei care au venit pentru prima oară la acest curs au fost plăcut impresionați. Pentru câțiva dintre ei, terapia prin muzică nu mai este un secret. Participând la această prezentare, mi-am dat seama că am făcut bine urmând cursul de muzicoterapie și voi merge în continuare pentru că este benefic și simt că îmi face bine în fiecare zi. Am mai făcut acest curs un an de zile, dar o să mă rescriu, o să revin. Da, așa simt că m-a ajutat. Dorin Achim este un muzician poli-instrumentist, creator al primului curs de muzicoterapie bazat pe fenomenul de rezonanță. Compune muzică ezoterică pentru meditații și pentru tratarea unor afecțiuni. Ne vorbește despre pasiunea sa. La ora actuală, în lume, muzica este percepută în mod greșit. Ea este doar ceva plăcut urechilor. Muzica este mult mai complexă, ea se manifestă în viața noastră de zi cu zi în toate domeniile. În muzică, deci muzica conține elemente de medicină, efectele terapeutice, conține fizică, elemente de sunete, de forma lor, de desen. Această terapie spirituală reechilibrează ființa umană. Deci prin anumite metode, unele străvechi de mii de ani, altele mai moderne, noi căutăm să reechilibrăm această ființă foarte complexă, numit atât corp, cât și suflet, și una și celălaltă. Le-am explicat în primul rând ce înseamnă muzica și sunetele și cum pot să folosească diferite metode, câteva dintre ele doar. Pentru salariați 60 de lei pe lună, adică 4 ședințe, pentru pensionari 55 de lei. Nenumărate institute de cercetări și sanatorii folosesc pentru vindecarea pacienților acest tip de muzică. Terapia prin muzică ameliorează și vindecă stresul, anxietatea, astenia fizică și psihică, insomnia, hipertensiunea arterială, boala Parkinson, demența Alzheimer, insuficiența cardiacă. Se obține liniște și armonie interioară. Toate gândurile și agitația mentală se topesc în armonia muzicii, spun specialiștii. Ședințele de terapie au durată de 2 ore pe săptămână, iar costul acestora este de 55 de lei pentru pensionari și 60 de lei pentru persoanele angajate. Și-au deschis prin demonstrații de dans sportiv. Așa i-au surprins organizatorii balului bobocilor de la Colegiul Aurel Vijoli pe cei aflați în sală. Au urmat emoțiile probelor de foc pentru desemnarea celor doi câștigători ai titlurilor de Miss și Mister. Spectacolul s-a desfășurat în sala festivă a liceului. A fost mare bal ieri la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli. Elevii de a noua și-au primit oaspeții în sala festivă și au dat startul spectacolului la care au muncit ore în șir. Spectatorii au fost și copiii claselor de gimnaziu ale școlilor ce sunt arondate unității de învățământ. Show-ul a fost deschis prin demonstrații de dans sportiv. Liceenii care s-au înscris la titlurile de Miss și Mister Boboc au trecut prin probe de foc, teste de cultură generală, de interpretare a unui rol într-o scenetă sau reprezentații de dans. Între probele impuse, cât timp concurenții și-au mai tras sufletul, spectatorii au avut parte de momente artistice inedite. Una dintre profesoarele colegiului a urcat pe scenă și a interpretat o melodie, fiind secundată de cei 3 copii ai săi care au dansat. Șapte perechi s-au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc. La final au fost desemnați câștigătorii Andreea Ioja și Nicușor Rotaru. Suntem mândri!
grupului de copii și de boboci acestei generații și de colegilor mai mari s-au implicat într-un mod deosebit și acest lucru s-a văzut. A fost o organizare, noi spunem, într-un ritm alert, dar rezultatul din această seară se vede că a fost unul foarte bun. Noi, ca organizatori, suntem foarte mulțumiți. Seria balurilor bobocilor continuă. În această seară, pe scena Casei de Cultură, urcă emoționați bobocii de la colegiul Doamna Stanca. Ultimele sondaje de opinie arată că armata se bucură în continuare de încrederea oamenilor. În ceea ce privește categoria instituțiilor sociale sau private, pe primul loc este biserica, urmată de universități și presă. Din punct de vedere al instituțiilor politice, partidele se află spre finalul clasamentului. În cine cred făgărășenii, aflați chiar acum la Părerea Ta Contează. Ce înseamnă să ai încredere în instituții? Dintre multiplele definiții ale încrederii, consemnăm aici doar una. A spune că am încredere în cineva, individ sau instituție, înseamnă că mă aștept ca acea persoană sau instituție să acționeze în beneficiul meu, deși ar avea destule stimulente pentru a nu o face. Potrivit unor analiști, liantul numit încredere îi face pe oameni să se implice mai mult în sfera vieții publice, în analizele electorale. Încrederea într-un anumit partid politic sau candidat sunt adeseori predictorii însemnații intențiilor de vot. În cine cred făgărășenii? În ce instituții aveți încredere? În Parlament. Instituțiile statului. Nu știu. Biserică, armată. Călin Popescu, Tăriceanu. Nu am încredere în nimic în ziua de astăzi. Nu prea am încredere deocamdată. În niciuna. În epoca de aur, cred, că a fost cea mai bună. Am trăit, am apucat pensie din epoca de aur și ne pare rău acum după democrația asta ticăloasă ce e. Eu știu, în guvern. Justiție. Dar trebuie să dai de acel judecător, pardon, magistrat, că și procurorul și judecătorul, tot magistrat, să dai de un cuplu serios care să aplice scoaterea adevărului la suprafață. Am încredere în banca țării, am în cum îi spune, în guvern ca atare, pentru că a reabilitat milioane de oameni care au pierdut prin tăieri abuzive făcute, care să știu într-adevăr, dar pomenesc de ele vrând-nevrând pentru că am încredere în guvern. Și dacă ar merge tot așa guvernul și pun niște puncte de vedere, lărgirea relațiilor internaționale, care n-a făcut niciun guvern până acum cu China, cu ceilalți, cu care guvernele celelalte le dădeau deoparte și se duceau numai unde le plăcea. Instituția aveți încredere? Bă, niciuna. Pe cale de consecință în toate n-am încredere. De ce nu aveți încredere? Păi vreți să o luăm pe rând? Justiție. Păi în justiție știu eu niște hotărâri de justiție de te umflă un râs de nu mai poți. Armata nu mai e. Poliția mai bine tac. Ce instituție nu aveți încredere? Badiți ăștia, politică. În restul nu am încredere. Nu mai am în nimeni încredere. Juriști. În Parlament și în Guvern. Președinție. În nimic. În nimic nu mai avem încredere. Toate sunt, cum să vă spun, nu la locul lor. Noi avem încredere în instituția asta de stat, pentru că ne suntem protejați de ei, dar nu știu când va veni situația asta. De ce nu aveți? Pentru că am observat toți politicienii mint și asta se vede, ce să mai zic. Așa, pentru că fură, toți fură și nu fac dreptate. De la domnii ăi mari și ăi mici trag și așteaptă. Pentru că tot mint.
nu-mi place Băsescu. De ce? Pentru că, uitați, vedeți dumneavoastră, servicii nu sunt. Așa, de exemplu, cei care sunt mai la vârstă nu mai poate să mai, cum să zic, să poată să prindă un post de lucru, având o vârstă peste 60, pensiile numai la 65, se fac și multe altele care oamenii nu sunt prea mulțumiți de situația asta. Sunt cam multe probleme la noi în țară. Una din treburi care se comentează cel mai mult este forțarea unor dosare în justiție, bătaia de joc care se face prin terțe persoane de alte de persoane onorabile, să zic așa. Aici au unii influență politică ca atare. Tot mai rău e, tot mai rău. Nu vezi și tineretul. N-are un servici. Combinat, o da faliment, plângea. Am văzut vine la televizor oamenii. Nu, cât a fost ăla, aveai servici. Aveai de toate. Epoca de aur. Multă lume pomenește. Să știți. Acum nu vezi că 14 în ce țară s-a întâmplat așa ceva? Cum a zis în țările capitaliste, două partide, nu ca la noi, atâtea, mă, nici nu mai știm, nici nu mai știi ce. Nu, oare aude și ticălosul ăsta de Băsescu și de toți? Nu vezi că acum vrea să ia palatul ăla de la Znagov, arătat, nu știu câte sute de hectare. Nu. Cu fisa la fel, nu mai judecă pe ăștia. Pe o țigană sărăcuța, din Mândra, o arestat-o pentru telefon cu furat, i-o dat 3,5. O și ridicat. Pe alții, ani de zile. Și numai așa din Parlament fură. În cazul altor instituții, cum ar fi armata sau biserica, încrederea acordată lor pare să fie mai puțin influențată de comportamentele și opiniile exprimate de oameni în uniformă, ori de cei în sutane. Opiniile populației în privința instituțiilor, precum Parlament, partide politice, guvern și justiție, plasează aceste instituții la coada topului încrederii. Acestea au fost principalele știri de astăzi. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți viziona și pe internet, pe site-ul nostru impactfagaraj.ro. Rămâneți pe Nova TV, urmează emisiunea Plus și Minus. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!